Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Bună seara și telespectatorilor! Au mai trecut niște săptămâni de la ultima întâlnire, domnule profesor, și ne reîntoarcem cu mare plăcere, ca de obicei, la Brăila. Brăila care ne-a crescut și încă ne suportă. Da. Vedea vom cât. Pe orașul nostru, sigur. Și suntem deja într-o perioadă dintre cele două războaie. Deja mă înfior când aud de cuvântul război, că e aproape de noi, da, un altul. Mult prea aproape. Da. Mult prea aproape de noi. Despre o perioadă care a însemnat pentru Brăila mult din punct de vedere cultural. Da. Sigur, e plăcut să constați că de la o vreme interesul pentru istoria recentă, cum o numesc mulți, are în preocupările multora aspectele care privesc viața culturală. Viața culturală a Brăilei în perioada interbelică reprezintă, să spun, un lucru special, mai ales dacă îl privim în raport cu economia. Câtă vreme după primul război mondial, deci în perioada interbelică, pe care o definim de fiecare dată, unii spun 1918-1938, eu prefer să-i spun 1919, când tunurile au tăcut și pentru armata română, când noi am încheiat campania militară, când puneam ordine totuși în Europa Centrală, în legătură cu Bela Kun și tot ceea ce era Ungaria Sovietică, să nu uităm lucrurile acestea, mai ales în contextul de care vorbeați, la care făceați aluzia adineauri. Prin urmare, din 1919 și până în 1939, 1 septembrie, când practic începe cel de-al doilea război mondial. Prin urmare, în intervalul acesta de timp, din punct de vedere economic, Brăila, lăsând la o parte alte considerente și alte întâmplări de ordin economic la scara României, Brăila decade. Brăila nu mai poate să reprezinte în istoria economică a României ceea ce fusese până la primul război mondial. Cu tot ceea ce se întâmplă aici, din acest punct de vedere, vedem pe de altă parte un reviviment extraordinar, pe care nu putem să-l contestăm nici înainte de 1914, al vieții culturale. Al vieții culturale. De la Brăila, datorită unor cauze pe care sperăm să avem timp în emisiunile ce urmează să le analizăm și să le subliniem, de la Brăila au plecat spre București și apoi spre zări mult mai întinse o serie de personalități care, într-adevăr, au făcut numele și renumele orașului ca un brand de necontestat. Brăila însemnând, repet, în perioada interbelică, nu schela unde se hotăra prețul grâului, nu acel vad extraordinar pentru import și export de cereale, lemn și așa mai departe, ci unul din orașele cele mai respectate pentru producția culturală. Pentru a înțelege de ce Brăila a reușit să dea umanități, culturii naționale, o serie întreagă de personalități și să definească de-a dreptul domenii, trebuie să spunem că unul dintre factori este aluatul etnic. Nicolae Iorga a vorbit chiar în preajma aniversării centenarului eliberării de sub turci în 1928 și lucrul acesta se știe, s-a spus de atâtea ori și mie îmi place să repet, despre rasa brăileană. A vorbit despre rasa brăileană ca despre un aluat de oameni care au reușit în vremea de stăpânire otomană, în vremea stăpânirii otomane, să reziste, să nu se amestece, să își păstreze credința, graiul, iar după aceea, spune Iorga, tot astfel de oameni au alergat aici, deci au completat acest strat al populației brăilene ieșite de sub stăpânirea otomană și au reușit să ducă mai departe o istorie care în termenii economici, politici, am străbătut-o în liniile cele mai mari. Iată
Unul din elementele care au făcut Brăila celebră în perioada interbelică, o constituie mișcarea analelor Brăile. Trebuie să spunem că această mișcare culturală a orașului și a regiunii Brăilei a fost inițiată de un inginer, de un inginer de modă veche, cum îi spun adesea, inginerul Ghete Marinescu, un om care s-a născut nu la Brăila, ci în peregrinările tatălui său, care era lucrător CFR undeva aproape de București, la Buftea. Apoi să spunem că inginerul Ghete Marinescu a absolvit facultatea din București și a fost la Brăila doar pentru 2 ani, între 1922-1924, el a fost inginerul primăriei. Am mai spus lucrul acesta și este incredibil să constați că un om care doar 2 ani de zile a funcționat într-o instituție a orașului, la primăria Brăila de atunci, a căpătat o asemenea dragoste și o asemenea o dragoste extraordinară față de oraș, încât nu l-a părăsit și a încercat să facă tot ce a pus în putință pentru a crea o extraordinară emulație în jurul căutărilor identității istorice culturale a Brăilei. El a reușit să întemeieze o revistă de cultură regională, Analele Brăilei, pe lângă altele care în epocă au existat și care nu erau altceva decât răspunsul la chemarea lui Dimitrie Gusti, sociolog de școală germană, venit în România și în perioada interbelică, impunând o anumită conduită în ceea ce privește căutările vis-a-vis de trecut, vis-a-vis de comunități, vis-a-vis de relațiile între comunități și mediu, o extraordinară emulație pe care a reușit să o imprime studenților Universității Bucureștene, a reușit să creeze colective care s-au deplasat multidisciplinare în o serie întreagă de localități din țară, socotite localități reprezentative pentru ceea ce înseamnă sociologia, pentru ceea ce însemna etnografia, pentru ceea ce însemna agricultura, pentru ceea ce însemna o serie întreagă de activități fundamentale, definitorii pentru viața neamului românesc. În ceea ce privește pe Ghete Marinescu și întemerea acestei reviste a Analelor Brăilei, țin în mână primul număr din 1929, anul 1, numărul 1, Analele Brăilei, revistă de cultură regională, care își propunea să aibă o apariție la 2 luni. Ei bine, va fi foarte greu și trebuie să o spunem de la bun început, această revistă avea să apară numai de 4 ori pe an, deci trimestrial, și să mai spunem că de multe ori sunt ani până în 1940, când a reușit să ajungă 12 ani de apariție. Ea a avut și numere, se pare, 37-38, deși ani foarte buni din punct de vedere economic. Au fost și momente în care 2 sau 3 numere din anale cu adevărat nu au apărut. Acum să spun un lucru și de asta doresc neapărat să citesc aici câteva lucruri care privesc ceea ce inginerul Ghete Marinescu numea schița de program. Și voi reveni și la alte aspecte. Iată un lucru clar. Revista Anale Brăilei își propune să studieze de aproape viața orașului și ținutul Brăila în toate aspectele ei. Firește că o bună parte din grijă se va îndrepta în sensul strângerii și prelucrării materialului documentar necesar reconstituirii trecutului istoric local. Perspectiva istorică este în primul rând necesară pentru a desprinde caracteristicile și pentru a defini personalitatea unui ținut, a unei regiuni. Dar pentru ca să putem realiza o sinteză cuprinzătoare și vie,
care să înfățișeze cu structura și nuanțele întreaga personalitate a ținutului Brăilei, e necesar ca studiile și cercetările să privească pe lângă latura istorică și toate celelalte laturi ale vieții locuitorilor Brăilei. Prin urmare, viața economică, culturală, socială, toate vor fi studiate cu metodă și în spiritul disciplinelor respective. De asemenea, geografia, geologia și întreg mediul biofizic local, spune Marinescu, trebuie cunoscute științific pentru a se putea lămuri firea pământului brăilean și raporturile lui de colaborare cu viața socială ce s-a dezvoltat în acest mediu. Este important să spun că în afară de revistă ca atare, un mijloc la îndemână și unul din cele mai răspândite în perioada respectivă pentru a comunica date de ordin științific, inginerul Ghete Marinescu s-a gândit la încă un lucru care să completeze toate aceste căutări și care să ilustreze, cum nu se poate mai bine, spunea el, specificul locului, a ținutului brăilean și a orașului. Este vorba de muzeu. În schița de program, din care am citit doar primul paragraf, inginerul Ghete Marinescu vorbește și de un muzeu al Brăilei. Ne vom întreba cum, în 1929, vorbim de un muzeu al Brăilei care ar fi necesar orașului, ținutului, când știm că muzeul este întemeiat încă din 23 august 1881. Da, muzeul a fost întemeiat la 23 august 1881 ca inițiativă a corpului didactic al profesorilor de la liceul, colegiul de astăzi, Nicolae Bolcescu, care au realizat în cadrul liceului lor un muzeu științific. Un muzeu științific care, într-adevăr, s-a alcătuit prin strângerea unor materiale, în special a unor, am spus de atâtea ori, piese numismatice, a unor preparate botanice, zoologice, a unor mașini pentru demonstrații la orele de fizică, chimie și așa mai departe, și care au alcătuit la vremea respectivă începutul acestui muzeu. Dar iată că inginerul Ghete Marinescu ridică pentru prima dată problema unui muzeu de istorie al orașului, al unor mărturii de ordin istoric care să fie adunate și pe care muzeul să le expună. Pe lângă muzeu, un muzeu de istorie, inginerul Marinescu privește și mai departe și tot în această schiță de program găsim un lucru cu orizont, cu bătaie, cum am spune astăzi, foarte, foarte lungă. Și anume, el se referă la un institut al Dunării. Dorește un institut al Dunării pe care, așa cum spuneam de atâtea ori în alte împrejurări și l-am menționat de atâtea ori între încercările Muzeului Brăilei de astăzi de a duce mai departe programul Anualelor Brăilei, l-aș dori din toată inima întrupat, să spunem așa, tot în cadrul muzeului, pentru că e cunoscut, probabil, celor care ne urmăresc, muzeul de istorie care a început mult mai târziu, cumva, să ființeze prin cercetările profesorului Nicolae Harțuche și ale pregătatului Florian Anastasiu, din 1955 înainte. Suntem, iată, la cam 60 de ani de cercetare științifică arheologică în județul și în municipiul Brăila și sigur că astăzi avem un serios muzeu de istorie, de arheologie și istorie. Dar vreau să mai spun că în ceea ce privește institutul acesta al Dunării, pe care inginerul Marinescu îl vedea alcătuit aici, el trebuia să aibă, întâi de toate, o viziune generală asupra ceea ce înseamnă Dunărea de la izvor la vărsare, sub câteva aspecte cardinale. Sigur, Dunărea ca, arteră de navigație din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Dunărea ca
linie a civilizațiilor orașele dunărene și între ele Brăila, sigur, un oraș cu anume caractere speciale, pentru că Brăila, istoric vorbind, a cunoscut situații speciale, binecunoscuta dezvoltare în sub Țara Românească, apoi în cadrul Imperiului Otoman și revenirea în cadrul Țării Românești și apoi a României. Pe de altă parte, sigur că un asemenea institut ar trebui să-și propună și cred că vom avea prilejul dacă autoritățile locale, edilii, vor da curs unei inițiative a muzeului și a altor factori locali de a alcătui un institut care să se ocupe de pildă de fortificațiile de pe Valea Dunării, fie pe Dunărea de la Izvor la Vărsare, fie măcar pe Dunărea, de jos, adică pe segmentul românesc al Dunării, pentru că, iată, fortificațiile și ele ca anexe sau ca lucruri speciale pentru orașele așezate pe acest fluviu pot să dea încă multă, foarte multă perspectivă căutărilor, cercetărilor care privesc istoria orașelor Dunăre. Prin urmare, avem de la Ghede Marinescu trei direcții fundamentale pe care a pornit mișcarea culturală regională: Revista Analelor, Muzeul Brăilei și avem încă o linie arătată, dar pe care încă nu s-a călcat, nu s-a mers, și anume Institutul Dunării. Domnule profesor, noi doi am discutat subiectul acesta. Nu e niciun secret faptul că de ceva vreme încoace, într-un final, să sperăm că va fi unul de bun augur, Brăila, orașul, dorește să se așeze înapoi pe brațul drept al Dunării, cum de altfel a fost. Mai auzit expresia, sintagma, să ne întoarcem sau să întoarcem fața spre Dunăre. Depinde fața cui, Pentru că pentru brăileni, noi locuim cu siguranță pe malul stâng al Dunării, în momentul de față. Da. Pentru cei care nu vor să vadă treaba asta, sunt niște locuitori ai nordului Bărăganului. Da. Noi, cei care știm ce înseamnă Dunărea și care este până la urmă leagănul civilizației noastre, dintotdeauna, de foarte multă vreme, există și pe celălalt mal. Da? Municipalitatea, noul PUC, noul plan urbanistic general, au reușit să introducă tot vârful acela de săgeată din nordul insulei mari, cât a mai rămas din balta cea mare a Brăilei. Și chiar ne gândeam la un moment dat la un parteneriat pentru ca pe malul drept să ridicăm un edificiu reprezentativ care să găzduiască acest institut al Dunării. Vedeam-o. Da, ce pot să spun? Sunt trei elemente fundamentale pentru Brăila, s-a spus de atâtea ori, din antichitate, înainte de antichitate, din preistorie, de când vrem să o luăm, și până astăzi, Dunărea, fluviu, apa, ca atare, balta, născută pe dreapta, pe malul drept al Dunării, fața Brăilei, și Bărăganul, câmpia. Deci câmpia, apa și balta, trei, o sfântă treime, dacă vreți, din punct de vedere geografic, geologic, care dau Brăilei șansă și care și au făcut și viață. E bine, un asemenea lucru pe care îl sugerați, și anume Institutul acesta al Dunării să se amplaseze în ceea ce se ar chema periurbanul orașului, dar pe malul drept și în colțul acela singur rămas în afara îndiguirii, da, către de mare sălbăticie, da, către balta, către brațul Măcin, acolo sigur că da, dacă un studiu de fezabilitate ar da elementele necesare pentru asemenea alcătuire,
Nu pot să spun decât că aș fi foarte bucuros să particip. Institutul ar însemna asumarea, nu, din punctul de vedere, să spunem, al preocupărilor, câteva direcții pe care să le urmărească pragmatic, cu toată silința, pentru că sunt convins din 1929 și până acum, s-a pierdut suficientă vreme în care asemenea lucruri puteau fi cercetate, puteau fi adunate. S-a pierdut și balta. S-a pierdut și balta. Asta încă din anii 60, când s-a pornit îndiguirea și care eu și acum refuz să cred că a fost o soluție alta decât una de, nu știu cum să o numesc, de semeție așa în fața naturii a omului socialist care a vrut să arate că supune natura. Ideea veche însă, domnule profesor, și datorul lui Salini. Da, dar nici o asemenea exploatare. Vedeți, e o idee mai veche, dar mai nou, Uniunea Europeană și alte... Vrea altfel. Vrea altfel, nu că vrea, dar... sugerează măcar că natura nu trebuie să uită, sugerează faptul că tot ceea ce este, să spunem, natural, tot ceea ce este mediu natural primează, are toată, cum să spun, are tot sprijinul instituțiilor și de peste tot, pentru ca omul să se raporteze la tot ceea ce este firesc. Peste tot, acolo unde omul a îngrădit anume aspecte și anume fenomene ale naturii, a căutat să le supună, cum s-a spus și în cazul Bălții, lucrurile s-au întors. Natura s-a răzbunat. Natura s-a răzbunat. Uitați-vă cum se răzbună natura de foarte multe ori și în cazul Dunării, când vine foarte, foarte mare, pentru că știm cu toți, au fost necesare sacrificii în altă parte pentru ca insula să reziste, nu? Da. Pe de altă parte, eu continu să susțin că un turism într-o baltă a Brăilei, de colo până colo, între cele două brațe ale ei, ar fi însemnat mult mai mult, ar fi însemnat o deltă mai încoace, asta da? Și fost. O deltă mult mai la îndemâna multora și asta a și fost, sigur că prima deltă a Dunării. A Dunării. E bine, în condițiile de astăzi, sigur, nu la aspecte care se privească baltă sau insulă mare, sau, nu despre asta. La renaturare. Da. Și mă gândesc la ceea ce ar însemna colțul acesta de sălbăticie, cum spuneați, în care s-ar putea ridica o clădire, un loc, un edificiu, de unde să pornească căutarea, așa cum spuneam, pe câteva direcții care urmează să le stabilim și aș vrea să le sugerez măcar aici, sigur că unele ar fi de ordin istoric, arheologic, care să privească, dar sunt și de ordin de etnografic, dar și de științe naturii nu mai vorbim, astfel încât pentru viitor aceasta a treia direcție pe care a sugerat-o Ghete Marinescu în 1929 în schița de program să capete consistență și să-și urmeze calea. Vorbim, domnule profesor, de 300 de hectare, e o suprafață enormă. Este o suprafață comparabilă cu orașului Brăila, a orașului vechi. 300 de hectare? Da, tot vârful acesta de lanci este o suprafață foarte mare. Da, pe care Brăila, poate include... Brăila înseamnă... Ea este inclusă. Ea este inclusă și dacă trece pugul în forma aceasta, Brăila va avea un plămân uriaș. Pugul știu că e în faza ultima, finală, cincea etapă. Viena, pentru o insulă care are mai puțin de 40-50 hectare, a consumat sute de milioane de euro pentru a o transforma în așa ceva. Și o menține în climat natural. Iar noi avem 300 de hectare care sunt în perfectă funcțiune, unde mâna umană nu a atins aproape niciun fel și care poate reprezenta pentru noi un unicat în Europa. Da, să ne amintim că am avut și ele încă ar putea fi, iată, una din...
unul din obiectivele institutului poate fi și acesta. Pe Dunăre, chiar în fața Brăilei, au existat unul sau două stroave care au ființat vreme de lungată. Insula Pastramaginului, care se știe, sau există, sau da. Măcelarului, care, de pe care există și câteva imagini luate ale orașului, dar cu ostrov cu tot, la 1826, deci chiar în vremea stăpâniei turcești, încă la sfârșitul ei de austriacul al lui Sponzar, și care ne arată că insula de astăzi a avut pe lângă ea, deci Balta Brăilei, a avut pe lângă ea și o serie de insule mai mici, de locuri ostroave, unde, da, ostroave, în care, sigur, viața pe lângă animalelor sălbatice, a vegetației și așa mai departe, omul a căutat și în aceste condiții de provizorat, cu apa venind, cu apa retrăgându-se, să edifice, să construiască, să folosească altfel locurile respective. Și unul dintre aceste locuri, spuneam, este insula aceasta Pastramagiilor, care este chiar vis-a-vis de oraș, vis-a-vis de căpitania, pentru toți brăileni un reper esențial, este chiar vis-a-vis. Ea a ieșit, s-a conturat cumva în vreme de secetă, acum câțiva ani, când colegii de la muzeu au fost și au chiar și un sondaj arheologic acolo, găsind câteva lucruri care, sigur, arăta caracterul sezonier, să spunem, al ocupației, al activității, și care merită cu totul și cu totul cercetat, căutat, pus în valoare. Iar locul celălalt de care vorbiți și care, sigur, intrând deja în perimetrul orașului, al municipiului, trebuie cumva folosit și sper să găsim audiență cu o asemenea sugestie la edil pentru a se putea edifica. Sigur că ar fi vorba de un proiect foarte mare și cu sprijinul financiar european. Care domnule profesor, să fie, da. Cu scuzele de rigoare, o scurtă pauză publicitară. Da, sigur, și să revenim, da. Revenim, domnule profesor, da, cu visele noastre de mărirea Brăilei. Da, fără vise, chiar multe, probabil foarte multe lucruri nu s-ar fi putut întâmpla, întrupa. Vorbeam despre cultură, de la profesor, da. Da. Vreau să revin, sigur, la analele Brăilei și la mișcarea inițiată de Ghede Marinescu. Pentru că el, devenind din 1924-25 bucureștean, rămâne până la sfârșitul vieții la București și continuă cu mare dragoste să lucreze pentru analele Brăilei și mai ales pentru revistă, dar și pentru manifestări locale ale conferințelor analelor Brăilei, străduindu-se acolo la București să convingă personalități de seamă ale culturii naționale, brăileni sau nu, să vină aici, la Brăila, să conferențieze pe diferite teme. Conferințele analelor Brăilei, iată o altă linie pe care Ghede Marinescu a urmărit-o cu mare străjnicie, repet, de la București și nu de la Brăila, cum ar fi crezut foarte mulți. În momentul în care Muzeul Brăilei, mai ales după 1989, și-a asumat, pe de-o parte, revista nouă a analelor Brăilei, Analele Brăilei, seria nouă, revista de cultură regională, am dorit de atunci și n-am reușit să facem decât mult mai târziu, pentru că așa este viața, de foarte multe ori îți dorești multe, foarte multe lucruri și încă de atunci am propus și ne-am propus să realizăm acest institut al Dunării, la care revin ca idee, dar pe care l-a realizat Tulcea. Tulcea, un oraș cu mai puține pretenții decât noi, decât Brăila, la capitolul cultură cel puțin, a întemeiat în 1990, prin profesorul Simeon Gavrilă,
de frumoasă amintire pentru mișcarea muzeologică românească, a întemeiat Institutul Ecomuzeal de la Tulcea. Practic, muzeul s-a angajat și-a asumat rolul acesta de cercetare ecologică muzeală, în special prin asupra deltei s-au concentrat eforturile și era firesc să o facă în această direcție, și au creat Institutul de Cercetări Ecomuzeale Tulcea. Noi atunci am asumat analele Brăilei ca revistă și nu era o chestiune chiar ușoară, ținând cont de ceea ce a însemnat această revistă alături de analele Banatului, alături de arhivele Olteniei, alături de arhivele Basarabiei și așa mai departe, Chișinău, am spus Timișoara, așa mai departe, toate aceste reviste de cultură regională pe care sugestia lui Gusti le-a implantat pur și simplu în diferitele regiuni ale țării, contribuind la ridicarea cercetării științifice respective. Și acum spun, în 1900, de pildă, 93, la jubileul 625, noi am aderat atunci Brăila și muzeul la Comisia de Istorie a Orașelor din România. O comisie de curând înființată, Comisia Academiei Române, o comisie care își propunea, nu, undeva ținte și, știu eu, lucruri pe care să le realizeze egale categorii științifică. Comisia se afla sub egida, spuneam, Academiei Române și a profesorului Paul Niedermayer de la Sibiu, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane de la Sibiu, și care a pornit această mișcare de revigorare a cercetării istoriei orașe. Această revigorare a cercetării istoriei orașelor avea să capete la Brăila un sprijin consistent, noi alăturându-ne atât din punctul de vedere al unei reviste care să cerceteze istoria orașului, a cei de-a doua reviste practic de muzeu. Dar n-am reușit să aducem decât târziu, sunt doar câțiva ani, 2, 3, 4 poate în urmă, cealaltă inițiativă a lui Ghete Marinescu, și anume conferințele analelor Brăilei. Este deja de notorietate că la Brăila au conferențiat în timp celebrități ale culturii naționale, Nicolae Iorga, de pildă, am și realizat un studiu introductiv al tuturor lucrărilor despre Brăila lui Iorga, de câte ori s-a aflat savantul și în postură de om de știință, dar și politic, pentru că e de notorietate, Iorga a fost și om politic, la Brăila. Deputat de rând. Deputat. El a avut cu partidul lui naționalist democrat, a avut de multe ori o soartă nu ușoară și viață nu ușoară ca om politic venind la Brăila, dar e un alt aspect. Vreau să spun că în ce-l privește pe Ghete Marinescu, a căutat de fiecare dată să aducă personalități care să conferențieze. Și pe această linie doresc să spun că de curând o inițiativă a noastră și sprijinită și de colegii mei, în special de colegul Zamfir Bălan, duce mai departe această inițiativă a analelor. Ultima conferință a analelor Brăile, iată, a fost acum să zicem o săptămână sau două în urmă, este cea a profesorului Nicolae Crețu de la Universitatea Alexandru Acuza din Iași despre Panaiti Strati. E bine, într-un asemenea timp, mișcarea analelor, iată, a dat posibilitatea ca mai departe, mai târziu, în zilele noastre, la început de secolul 21, să continuăm un lucru de cea mai bună calitate din punctul de vedere al cunoașterii istoriei orașului, a culturii lui. Un alt lucru pe care vreau să-l relev în legătură cu mișcarea analelor e faptul că Ghete Marinescu și-a asociat în demersul lui cultural, științific,
o serie de personalități ale Brăilei de atunci, pe care le-a atras în comitetul de redacție. Și dacă citim comitetul de redacție al primului număr, sigur, trebuie să remarcăm Nae Ionescu, profesor universitar. Suntem aici și întreținem această discuție în sala Nae Ionescu, din cadrul centrului memorial Nae Ionescu, Vasile Băncilă, Anton Dumitriu, Ana Aslan și Edmond Nicolau, nu? În corpul B al muzeului din centrul istoric. Nae Ionescu, profesor universitar, este deja o celebritate a locului, pentru că întors după 1918 din Germania, Nae Ionescu face o carieră extraordinară, fulminantă în București și la Universitatea din București și acceptă din postura profesorului atât de cunoscut și atât de adulat de studenți și contestat pe de altă parte, sigur că da, să facă parte din acest comitet de redacție pentru analele Brăilei. Un alt personaj excepțional este Radu Portocal, fost primar și deputat de Brăila. Iată o personalitate excepțională, unul dintre foștii edili ai orașului, om politic în același timp, sigur că da, și care acceptă să facă parte din această din acest comitet de redacție. Apoi, alături de Ghete Marinescu, care este ultimul, al patrulea, inginerul Paul Demetrian. O mare capacitate, un om care la vremea respectivă este inginer, inspector general, directorul docurilor Brăila, directorul docurilor care înseamnă locul poate cel mai important din punct de vedere economic încă, fiindcă spuneam pe linia comerțului lucrurile de cad în perioadă, dar lucrurile încă se frământă aici și docurile Brăila reprezintă... Existau speranțe în legătură cu, am mai spus și altă dată, cu schimbarea sistemului și cu revenirea la un oraș... La o zonă liberă în port și așa mai departe, Porto Franco, lucruri care nu doresc să le reiau. Dar iată cine sunt cei care se asociază lui Ghete Marinescu în acest demers al său pentru a putea lucra și pentru a putea duce analele Brăilei mai departe. Aș vrea să spun că un loc important și un punct important în lucrarea analelor Brăilei au fost momentul 1929, momentul sărbătorirea 100 de ani de la eliberarea de sub turci. Atunci Nicolae Iorga, deși o personalitate ajunsă în vârful carierei sale științifice, politice chiar, dă o mână de ajutor lui Ghete Marinescu și vine la Brăila. Este solicitat și se știe cât de mult era solicitat Iorga în perioada respectivă să scrie câte ceva despre analele Brăilei și despre istoria Brăilei și mai ales Iorga, atent la toate aceste aspecte, dă în numărul 2 al analelor o foarte scurtă notă care se cheamă Unde e istoria Brăilei? Și el spune, se gândește cineva să scrie istoria Brăilei, oraș care din toate punctele de vedere ar merita să nu se grăbească. Pentru că astfel de cercetare pretinde întâi găsirea, adunarea și clasarea materialului care astăzi, afară de foarte scurtă epocă modernă de la 1830-60 la 1860 și firește de cel privitor la starea de lucruri din ultimele decenii, nu ni stă la îndemână. Am văzut că unii s-ar gândi la Veneția, la Genova, la admirabile depozite a acestor două mari cetăți de comerț. Și zic, îmi pare rău, trebuie să-i deziluzionez. El trecuse pe acolo. Și, sigur, mai departe, Iorga nu face decât să sugereze răbdare, tact, dar să mai spună un lucru. Este vorba și de săpături. Iată, Iorga în 1929 spune, dar săpăturile acelea ar putea scoate la iveală ceva din construcțiile cât de șubrede ale anilor anteriori instalării enicerilor. Oricum, de la dânsele atârnă să știm
ce a fost cetatea ridicată de comandanții și dregătorii sultanului. Iată intuiție, o intuiție extraordinară, care în epoca de care vorbim, în perioada interbelică, rimează și cu ceea ce Ghete Marinescu gândea despre punerea în valoare a istoriei orașului. Deci, din rezultatul săpăturilor, spune Iorga, s-ar putea alcătui un muzeu al Brăilei, atât de folos pentru școli. Bunele pânze de astăzi, exista Pinacoteca, bunele pânze de astăzi, care ar trebui făcute accesibile oricui, n-au o legătură cu acest colț de țară, ci vin din daruri mai ales oficiale. Se referă aici la ceea ce exista din, să spunem, Pinacoteca, întemeiată pe baza donației făcute de Anastase Simu, care, așa cum am spus-o de atâtea ori, nu aici, la Brăila, s-a aflat grosul ei, ci la București, la Muzeul Municipiului. Iată, prin urmare, de ce spun că Ghete Marinescu își aliază, ia alături de el și, sigur, datorită întâi de toate calității orașului, istoriei acestui oraș, pe Nicolae Iorga, care nu numai atât, nu numai sugerează aceste direcții, ci reușește să dea și o, să spunem, culegere de documente. Cei din tâi ani în noua Brăila românească s-a intitulat, pe care a publicat-o și pentru care primarul orășanu de la vremea respectivă i-a pus la dispoziție toate documentele din arhiva primăriei. Iorga le-a luat, le-a transcris, le-a comentat în această primă istorie a orașului Brăila în perioada interbelică, făcută pentru aniversarea aceasta a 100 de ani de la eliberarea orașului și pe care după aceea Iorga, corect, nu cum fac alții și au făcut alții în alte dăți, le-a depus cu chitanță la Arhivele Statului la București, ca fond științific deja cercetat de el, la categorii. Știm despre cine e vorba. Iată o legătură specială pe care am vrut să o subliniez dintre Ghete Marinescu și Nicolae Iorga, legătură care Ghete Marinescu a întreținut-o pe toată perioada de existență a analelor Brăilei și de, să zicem, funcționare a instituției numită Conferințele Analelor Brăilei. Pentru că prin Iorga sunt și câteva fotografii cu Iorga la Brăila și cu Ghete Marinescu, care au fost republicate de noi, aici datorită profesorului Toader Buculei, care în anii 80 a întreținut încă corespondență scrisă cu Ghete Marinescu, aflat la sfârșitul aproape a zilelor sale, bolnav, îi scria și din spital și după și așa mai departe, profesorului Buculei, care ni l-a pus la dispoziție, le-a donat Muzeului Brăilei pentru a putea rămâne într-o arhivă și într-o amintire cum se cum trebuie să fie, cum se cuvine a istoriei orașului. Îmi cer iertare că vă întrerup, dar de multă vreme, și noi am mai discutat subiectul acesta, de multă vreme m-am tot învârtit în jurul ideei de a avea în curs o carte a istoriei Brăilei valabilă pentru elevi. Vorbesc despre cursurile preuniversitare, evident. Da. Pentru gimnaziu și pentru liceu. Cu siguranță că în perioada antebelică și interbelică au existat asemenea cursuri. Da, cursuri nu le-aș numi, note sau poate, inserții. Sau note la da. Nivelul, știu, unora sau altora dintre cercetători, mai ales acelor de la Arhivele Statului, acelor de la Arhivele Statului, Arhiva Istorică Centrală, mă refer la București, Ion Vârtosu, care a și dat câteva pagini, câteva documente aici, Mihăilescu și așa mai alții, care au scris în legătură cu Brăila și probabil și-au făcut note în legătură. Școala permite, chiar dacă pare la prima vedere, cu o programă foarte strictă și
dictată de la minister, școala permite totuși inserții de tipul acesta și istorie și geografia locală, pe care noi am mai discutat. Da, am mai discutat-o. M-aș bucura să fi avut un... Nu cred că sunt imposibile. Poartere. Nu. Dar faptul că noi putem vorbi la televizor despre lucrurile acestea e un lucru foarte important. Dar să ai acces la școală, putem încerca, putem visa măcar. Nu e vorba numai de a visa. Da. Cred că modalitatea de realizare unui asemenea curs, îl numiți dumneavoastră... Manual, să zicem, da. Ar fi una modernă sau foarte modernă. Cred că ar trebui făcut ceva în genul filmelor documentare cu, mă rog, un narator în fața unui monument sau, mă rog, a unui peisaj, etc., în care să se deruleze pentru 5, 7, 10 minute, pentru că elevul de astăzi nu mai are răbdarea să urmărească chiar prea episoade ale istoriei orașului. În cadrul orelor de istorie, da, pot fi... ceva de genul acesta am încercat mai bine de 10 ani în urmă, când am realizat un documentar care s-a chemat Mica Europa și care a fost folosit de atâtea ori mai multe posturi de televiziune pentru a ilustra istoria orașului. Sigur, repet, acolo era o curgere a timpului istoric din cele mai vechi timpuri până aproape în zilele noastre pe parcursul fie a unei ore întregi, 60 de minute, fie pe un timp ceva mai, o treime, cam 20 de minute. În interiorul unui curs. Dar ceea ce sugerați noastră e posibil de făcut și cred că este cu atât mai mult posibil, adică episoade de 5, 7, 10 minute, să spunem. Episod de 10 minute, timp în care ai vreme să dai conținut câtorva evenimente sau unui eveniment și cu ilustrația atâta cât se poate aduna sau cu un peisaj, repet, cu locurile istorice din oraș, case, etc. etc. E un proiect pe care am să îndrăznesc să vi-l propun. Da, e un lucru pe care se poate face. Da? Pentru că nu presupune timp foarte îndelungat de petrecut pentru realizarea unui episod. Și materialul să-l pune la dispoziția școlii. Și se pot pune lucrurile acestea, da, la dispoziția școlii. Este adevărat. Am promis, de-al minter, sper să vină și acest timp în care să realizez curs, manual, indiferent cum i-am spune, o carte pentru tineret despre istoria Brăilei în într-o manieră, dar într-o manieră preuniversitară, ușor de... Absolut, ținând cont de cunoștințele pe care elevile au. Dar în paralel cu geografia locului, pentru că și geografia suferă de exact aceeași... Mi-o spune, e inutil să mă întorc chiarăși la acestea și să vedeți cum vorbește Ghede Marinescu despre geografia locului, care modelează, din multe puncte de vedere, nu numai ocupațiile, dar caracterul omului. Face și trimiterea, spune, uitați-vă cum arată, ce comportament au oamenii din zona Vrancea sau din zona Maramureș și încercați să-i comparați cu cei de aici, din Baltă, de la Dunăre. Și veți vedea de ce diferențe, pentru că, încă o dată, mediul geografic, înainte nu era... Nici nu era materialist dialectic prea mult să spui, explici lucrurile astea, dar minte l-a reluat și Constantin Cegiurescu, da? O altă figură a perioadei interbelice, care ceva mai târziu însă avea să aibă legături cu Brăila și cu istoria Brăilei, dând, nu, a doua dintre, să le spunem, sintezele de istoria orașului, dar care avea să apară în 1968, este altceva și vom vedea la vremea respectivă. Domnule profesor, da, încerc să vă stârnesc în momentul de față cu o altă provocare. La una dintre emisiunile făcute mai puțin cu dumneavoastră și mai mult cu academicianul Pop, care a vorbit despre școala din momentul acesta. A fost una din conferințele anelor Brăilei. Noi doar am inserat câteva cuvinte și l-am lăsat pe academician să spună ce avea de spus. Da. Se pare că lumea aceasta culturală a Brăilei, care a dat lista aceasta, e o listă întreagă. O carte întreagă, domnul Buculei, a alcătuit o carte cu numele acestor persoane. Dar oamenii aceștia au învățat în Brăila
ei s-au școlit în Brăila și s-au dus cu știință de carte mai departe acolo, la universitățile da, acelea pe care liceul, le-au urmat. Pentru că liceul, în perioada interbelică, de ea vorbim, și liceul Bălcescu cu precădere, însemna pur și simplu universitatea locului. Eu îndrăznesc să-i spun o universitate a locului. Era încununarea științei unui om ajuns la maturitate. Cine parcurgea cursurile liceului Bălcescu în perioada interbelică, ca și puțin înainte de, erau în 1963. Nu mai revenim că anul trecut au fost 150 de ani de liceu la Bălcescu și așa mai departe, colegiul de astăzi, care a însemnat enorm, care a avut dascăl de o calitate și de o înălțime cum greu mai găsim astăzi. Asta a însemnat, domnule profesor, că apariția unei școli particulare, la un moment dat, nu se știe când, cu oameni care au avut ceva de lăsat în urma lor, ar putea însemna o provocare pentru celelalte școli? Da, toată lumea va privi însă cu reticență chestiunea aceasta, în afară de momentul în care se va ști lista dascărilor și adică cei care alcătuiesc cancelaria respectivă, nu? Corect, da. Pentru că adminteri, trebuie să spun și o spun cu toată răspunderea, ideea învățământului superior, cum ați văzut, particular și așa mai departe, a fost grav, cum să spun, afectată de rezultate în multe puncte din țară. În momentul în care învățământul universitar a pășit pe anume căi, nu e cazul eu să dezbat aici sau să desfac firul în pat, dar e de văzut. Este evident ce s-a petrecut și atunci sigur că mă rog, rezultatele sunt cele. Dar oamenii sfințesc locul. Aici e vorba despre profesor care... Categoric, dacă se va găsi într-o zi un colectiv, îi spunem, că tot la colectiv trebuie să gândim, de câțiva dascăli care se poate să spună tineretului câte ceva din ceea ce trebuie să știe, neapărat trebuie să știe, în condițiile unui învățământ așezat pe ceea ce trebuie, asta este foarte bine. Pentru că, domnule profesor, vă stârnesc în continuare cu programa școlară a maestresei sale. Și... Nu era neapărat, nu putem să-i spunem maestresei, era programa școlară a timpului. Sigur că... Majestatea sa la clasa mare Mihai a învățat carte la Sfântul Sava, la Colegiul Sfântul Sava din București și astăzi, rămas din câte știu, unul din cele mai apreciate, un vârf al învățământului preuniversitar, liceal din România. Dar, repet, nu se făcea nimic altceva. Și vice profesori. Da, bine, dacă întâmplători. Păi, sigur, vom ajunge acolo că despre învățământ și despre personalități va trebui să discutăm în continuare pe această istorie a orașului în perioada interbelică. Nu vom mai avea de povestit bătălii și, mă rog, asedii se ale orașului. Acum, se dau acum, da. Nu departe de noi, dar noi cu toată, mă rog, strășnicia, vrem să amintim tuturor care ne ascultă, ne privesc, că Brăila a însemnat enorm. Păi sigur că la clasa mare lui Voivod erau atunci doi profesori, dintre care unul este aici semnatar al... primului articol din primul număr este Vasile Băncilă, filozoful, care îl și recuperăm prin Muzeul Brăilei astăzi. De asta spun, noi am avut suficiente elemente de luat în piept, de asumat din 89 încoace. Și e unul dintre profesorii majestății sale. Apoi, Perpesicius. Da? Și sigur, e foarte interesant și vom vedea în perioada următoare și programă, vom vedea și manuale după care învățau, vom vedea metoda folosită, pentru că în momentul în care ora respectivă era făcută undeva în natură, toate obiectele zilei respective sau ale săptămânii se circumscriau acestui loc și totul se făcea în legătură în așa fel încât să rămână în minte și să cunoști adânc, profund, să rămâi cu adevărat cu ceva despre locul respectiv. Domnule profesor, cu mare părere de rău că această emisiune tocmai s-a încheiat. S-a încheiat, da. Și să
Să le promite respectatorilor că vom continua măcar la fel de... Da, vom continua cu siguranță cu acest subiect. Nu neapărat să se sperie lumea cu analele Brăile, dar în spiritul analelor Brăile, care înseamnă foarte mult, cu tot ceea ce a însemnat viața culturală a orașului, pentru că, spun lucrul acesta, va trebui să o urmărim și la Brăila, dar de foarte multe ori prin reprezentanții noștri străluciți la București și în alte locuri din țară. Da. Cu multe mulțumiri. Și eu la fel mulțumesc. Pe data viitoare, o seară bună vă doresc și dumneavoastră. Toate cele bune.